A ajuns în normalitate ca elevii și tot sistemul educațional românesc să fie schimbat după bunul plac al miniștrilor care s-au perindat pe la guvern după Revoluție încoace. Se pare că bulversarea va continua și în noul an școlar care bate la ușă. Așadar, Daniel Funeriu, ministru educației, vrea din nou schimbări în structura școlară. Perioada cursurilor va fi în genere de 36 de săptămâni. Doar elevii din clasele de liceu terminale vor merge la școală în jur de 33 de săptămâni și vor beneficia în plus de 4 săptămâni care vor fi dedicate examenului de bacalaureat. La cei din ciclu gimnazial, mai ales la clasa 8, durata cursurilor va fi de 35 de săptămâni și doar o săptămână va fi alocată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor A8 se vor încheia pe 15 iunie anul 2012. Pentru restul, calendarul școlar se va structura în semestrul 1, cu începere din 12 septembrie până în 23 decembrie 2011. În perioada 22-30 octombrie anul curent, elevii din ciclu primar, clasele 1, -1 și preșcolarii vor fi în vacanță. Vacanța de iarnă va începe din 24 decembrie până în 15 ianuarie, iar tezele pentru semestrul 1 vor fi susținute până în 30 noiembrie. În privința celui de-al doilea semestru, acesta va începe pe 16 ianuarie și se va încheia pe 22 iunie. Tezele se susțin până în 25 mai, iar vacanța de primăvară va avea loc între 7 și 22 aprilie. Vacanța de vară va începe pe 23 aprilie și se va încheia pe 9 septembrie. Din nou, a structura anului școlar nu va lipsi acea săptămână altfel care va fi dedicată activităților extrașcolare și curriculare dar și olimpiadelor